Din moși strămoși, în Olt nu există rusalii fără cacete de călușari să se avânte pe ulițele satelor, să intre în casele oamenilor și să joace hora. Se spune că cei care îi primesc în gospodăriile lor o să fie feriți de rele, o să aibă roade bogate în toamnă și nicio boală nu o să se abată asupra lor, iar cei care încalcă regula au viață grea. Cu câțiva ani în urmă, o persoană a lucrat în ziua de rusalii și a fost luată din căluș. Am trecut cu toți călușarii peste persoana respectivă, unde s-a făcut bine timp de 2 ore după ce am trecut cu călușarii peste de-a. Niciun medic nu are ce să-i facă în momentul când e luat din căluș. Numai călușarii o vindecă, îl face bine persoana respectivă. Această tradiție a fost reînviată de 2 ani prin Festivalul Călușului Oltenesc, un festival ce întoarce călușarii la țărână. În ziua de rusalii, cete din mai multe comune au jucat călușul în gospodăriile a 50 de brâncoveni. Aici se respectă această tradiție din generație în generație, încă din 1916. La Brâncoveni, cu mândrie o spun că se joacă călușul din anul 1916. Și că la ora actuală, în afară de copiii pe care o să-i vedeți pe scenă, și nu sunt puțini, sunt 35, mai avem 3 generații de călușari. Sunt plecați momentan, 2 dintre ele sunt plecate la Craiova, că sunt rusaliile și joacă acolo. Deci mai sunt încă 70 de călușari, cum să vă zic, de vârsta a doua chiar. Călușarii au intrat și în curtea edilului, care a demonstrat a fi gazdă bună. Oamenii respectă cu sfințenie tradiția călușului și nu muncesc, iar pelinul este purtat la bru pentru a-i feri de boli. Și dacă nu vedeți călușarii astăzi jucând, nu e bine, că întotdeauna am avut. De aici, așa, de la noi, veneau și ne jucane, avem și noi echipă. Ce înseamnă că te-a luat din căluș? O boală urâtă, joci, dai chiot ca călușari, maică. Și ca să nu te ia din căluș, ce trebuie să faci? Să nu muncim astăzi, să nu face. Să nu muncim până marți? Până marți, da. Să face, da, să încheie ăsta. 3 zile. Da, 3 zile. Astăzi, mâine și poimâine. Și poimâine îl face călușul, îl bagă în pământ, îl îngroapă. Așa e bine, să avem noi în curte. Să păstrăm. Aveți pelin unde? Să-l purtați la dumneavoastră? Da, și la brâu. Și vă apără de? Rele. Călușarii vor fi și în alte localități zilele acestea în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Călușului Oltenesc. Go!